La clopotarii creștini arde lumânarea din ceare sau o candelă în timpul când noi lucrăm. Arde o lumânare din ceară sau o candelă și cu rugăciune facem și lucru. Astăzi, în zi de vineri, noi mântăm un clopotar electronic la un set de 9 clopote în satul Dubăsarii Vechi, la blagocinia preotului Teodor Pelin, clopote de 250 de kg și mai mici. La fiecare clopot se montează câte un motor. Dacă clopotul este mai mare, se montează un motor mai mare și mai puternic. Și toate aceste motorașe sunt dirijate de computator. Așa că toate clopotele sunt acordate cu distanța de lovire a bilei în inelul muzical în interiorul clopotului. La fiecare clopot este o distanță diferită. Montăm antena, se prinde telecomanda de departe, de încolo, departe din sat. Vin. Acesta este controlerul cu butoane și butoane senzor la care se acordează, se montează toate dangătele de clopote. Iată, mergem cu Doamne ajute. Conectarea clopotelor. Bate? Hai că filmezi, bate. Iată, de aici tot se face. Dima încă o dată arată la oameni. Gata, arată încă o dată. Так,
Echipa noastră finisează montajul și degrabă vă vom prezenta o undangă de clopote din setul de 9 clopote, cum sună clopotarul electronic de import. Domnul Dimitrie, nu ești pe atâta. Noi lucrăm cât arde lumânarea, ca la armată, cât arde sărnicul. Atâta este îmbrăcarea sau dezbrăcarea. De noi, creștinii, clopotari, noi lucrăm cât arde lumânarea.